Hei, dragii mei, bine ați revenit pe canalul meu Parfumare YouTube. Astăzi am pentru voi un clip despre parfumuri create de Francis Kurkdjian. Nu știu dacă pronunț cum trebuie, pentru că e greu de pronunțat, sincer. Tot am auzit vorbindu-se de parfumurile de la casa Maison Francis Kurkdjian, însă eu vreau să vorbesc acum despre creatorul Francis Kurkdjian, care este un francez de origine armeniască și care a dobândit foarte multă notorietate în ultimul timp, chiar și între iubitorii de parfumuri de brand, pentru că a reușit să pătrundă cu un parfum de nișă de la casa lui, care se numește Baccarat Rouge, a reușit să pătrundă pe piață și să vândă foarte mult, parfumul devenind așa un fel de preferat al preferatelor, un fel de La Vie Belle, cum a fost acum câțiva ani acela. Și deși e un parfum de nișă, a reușit să pătrundă în publicul de masă, să zicem. Nu neapărat că mă dau eu neapărat în vânt după parfumul acela, dar pentru că acest creator este la foarte mare modă, m-am gândit să vă vorbesc despre 10 creații ale lui, să le ordonez într-un top al preferințelor mele personale și să vă spun ce alte parfumuri frumoase am mai creat. Așadar, hai să începem! Pe locul 10 clasez un parfum de la Lanvin, care se numește Rumeur și care a fost creat de acest Kurkdjian cu mult timp în urmă, dar care s-a păstrat în producție și până acum. Are o sticluță foarte interesantă, iar parfumul este un floral sparkly, verde, frumos și ușor moscat, care are niște lăcrimioare, are o magnolie superbă. Știți că sunt puține parfumuri care se redeau notă de magnolie superbă. Parfumul place foarte mult, l-am avut și l-aștept probabil din nou în colecția mea în scurt timp. E la un preț foarte accesibil și are un miros cumva asemănător creațiilor Narciso Rodriguez, însă nu aș zice chiar cu acela, poate mai mult cu Lovely de la Sarah Jessica Parker s-ar asemăna, numai că nota aceea de lavandă din Lovely este înlocuită de o magnolie foarte frumoasă. Are așa un aer ușor retro, dar nu este vintage în sub nicio formă, doar că e mai rece așa un pic și foarte frumos construit. Nu e dulce, dar e floral, blendat, frumos, ușor moscat, o superbitate pur și simplu și la prețul pe care îl are chiar e minunat primăvara. Sincer, dacă nu-l știți și căutați un parfum cu notă de magnolie, ăsta este unul dintre ele și e frumos și e creat de maestrul Francis Kurkdjian. Pe locul 9 clasez parfumul de la Burberry, care se numește My Burberry, și eu mă refer acum la varianta apă de toaletă. El a creat întreaga colecție My Burberry, însă mie mi-a atras atenția și m-a coafat cel mai bine apa de toaletă, pentru că este așa primăvăratică, suavă, așa cum îmi place mie, apos, luminos și foarte frumos, are o personalitate proprie bine definită parfumul, are ținute frumoase, ingrediente bune, blendate frumos și mie îmi place foarte mult, se găsește în colecția mea și vi-l recomand și vouă dacă nu-l știți. Variantele de la My Burberry, să știți că puțin diferă, așadar nu o să miroase la fel apa de toaletă cu apa de parfum, dar eu vă recomand apa de toaletă dacă vreți să aveți un parfum de primăvară luminos. E unul din preferatele mele pentru primăvară și vi-l recomand spre testare. Pe locul 8, un parfum de la Jean Paul Gaultier, care se numește Classic Intense și care a apărut mult mai târziu decât a apărut Classic Apa de Toaletă, care este clasicul clasic. Dar mie această variantă mai intensă îmi place mai mult, pentru că tot o floră de portocal prezintă, precum și cea inițială, varianta inițială de EDT, acest Intense prezintă o floră de portocală cu un pic de tiară, cu un pic de vanilie și un picuț de paciulie. Dar paciulie nu se simte foarte tare, nu este un fruit ciuli sau puternic paciuli, nu. Este o floare de portocal foarte, foarte rotundă și bogată și ușor vanilată și îmi place mult mai mult decât EDT-ul, pentru că varianta inițială are pentru mine un iz un pic retro, ăsta nu are izul respectiv și îmi place foarte mult, e creat de Kurkdjian și vă îndemn să-l testați dacă nu îl știți. Dacă nu vă place EDT-ul din cauza notei vintage, acesta nu o are, deci e o variantă foarte bună de testare, dacă vă place nota de floare de portocal. Pe locul 7, unul din cele mai frumoase parfumuri de brand creat de acest Kurkdjian, Narciso Rodriguez For Her, apa de toaletă, sticluța înaltă, neagră, Narciso, inițialul Narciso Rodriguez,
foarte frumos, un mosc floral minunat cu un pic de osmantus, note florale, un mosc cremos, delicat, pudrat, superb, foarte feminin, extrem de feminin. Este mâna lui Kurkijanaci și se și vede. Pentru mine e unul dintre cele mai frumoase parfumuri create de el și cred că merită a fi testat și dacă vă plac cenota de mosc și căutați un mosc floral, ăsta este cel mai frumos, cel mai frumos care există între cele mainstream. Pe locul 6, un parfum de la Elisab, de fapt cel mai frumos parfum de la Elisab, Elisab Le Parfum, tot o floare de portocal, blendată cumva 50-50 cu iasomie și scăldată în miere. Se pare că acest curchigean are o preferință pentru floarea de portocal pentru că multe din creațiile lui conțin floarea de portocal și probabil multe din creațiile preferate de mine de la el conțin floarea de portocal. O superbitate de parfum, floral, elegant, cremos, luminos, dar foarte bine făcut, cel mai fain de la Elisab și unul din cele mai frumoase parfumuri cu floarea de portocal din peisajul mainstream. Dacă nu știți, deși mă îndoiesc, e neapărat de aruncat un nas, s-ar putea să vă surprindă extraordinar de plăcut. Mie îmi place la nebunie. Și dacă am avut 5 parfumuri de brand, următoarele 5 vor fi din categoria celor de nișă. Și pe locul 5 avem un parfum de la Acqua di Parma care se numește Iris Nobile. Acqua di Parma, o companie care produce niște parfumuri florale foarte frumos echilibrate, florale, citrate, este nișă, dar este aproape mainstream-ish construit, foarte bună calitate au ingredientele, dar foarte ușor de purtat parfumurile, prețuri decente, brand italian, bineînțeles, așa cum îmi plac mie brandurile italiene, nici acesta nu se dezminte. Aici avem un parfum despre iris, însă nu este doar despre iris, este un iris îmbrăcat bine, bine, bine în note de flori galbene. Foarte multe mimoză, un strop de ylang ylang, însă parfumul se menține așa cumva apos, fresh, ușor pudrat și bine, bine blendat. Îmi place foarte mult parfumul ăsta, așa cum îmi plac și alte creații ale casei Acqua di Parma. Siaj persistență moderate, însă la prețul pe care îl cer sunt foarte bine realizate și dacă vreți un iris altfel și vă plac și florile galbene, atunci ăsta merită încercat. Foarte fin blendat și frumos și primăvăratic și superb. E minunat. Locul 4. Brandul MDCI Enlevamento Serai, adică răpirea din serai. MDCI, sper că așa se pronunță, este un brand foarte scump, dar care are ingrediente foarte rafinate. Poate unele din cele mai rafinate ingrediente întâlnite de mine, de nasul meu, până acum în parfumerie, sau din ce am testat eu cel puțin. Tot ce am testat de la ei a fost minunat. Trebuie doar să-ți placă notele respective pentru că despre melanj și despre calitate nu are rost să discutăm, fiind impecabile, pur și simplu. În Enlevamento Serai ăsta este așa un fel de parfum cu iz foarte pronunțat vintage și are note specifice, gen iasomie, ylang ylang, tuberoză, deci note care se regăsesc în foarte multe parfumuri vintage. Izul este clar vintage, este de parfum, nu vintage, de floral clasic din acesta, să zicem mai degrabă de floral din anii 90 decât vintage, să zicem. Foarte frumos realizat, foarte bine blendat, siaj, persistență bune, rafinament absolut maxim, prețul în schimb mă cam enervează, este mult prea mult față de cât aș plăti eu pe el, însă merită menționat ca și creație a maestrului Kurkijan, pentru că e foarte bine realizat, foarte bun și pentru cine are banii pentru MDCI, de ce nu? Brandul merită testat în totalitate și are niște creații superbe. Locul 3, un parfum de la Juliette Hezegan. De fapt, preferatul meu de la Juliette Hezegan se numește Lady Vengeance și singurul probabil construit de la ei de Kurkijan. Avem un trandafir cu paciuli și cu mosc, o combinație ultra câștigătoare pentru mine, unul din cei mai frumoși trandafiri. Paciuli nu mă formă aceasta îmi place, altfel nu prea îmi place nota de paciuli, dar cu trandafir este minunat și în dozele în care este creat el aici este absolut, absolut perfect. Parfumul este frumos, e aerisit, ușor mentolat, ușor misterios, dar nu noir, ci doar cât se dea o răceală aristocratică. Siaj persistență ok, preț decent, se găsește peste tot și este creație a lui Francis Kurkijan și da, merită pentru că foarte bine e făcut și e de referință când vine vorba despre Juliette Hezegan ca brand.
Poate ar trebui să începeți cu acesta dacă vreți să testați ceva de la Juliet Hezegan. Pe mine m-a cucerit definitiv și remediabil și parfumul se găsește în colecția mea în diverse variante și l-am avut, l-am terminat, am și varianta extrem, dar acela nu este creat de curcigean, e diferit puțin, însă l-aștept și pe Lady Vengeance înapoi în colecția mea. Locul 2. Un parfum de la Panurge, care până nu demult era în cârdășie cu brandul Isabey. Le găseai înainte Isabey Panurge sau Panurge Isabey. Acum văd că s-au despărțit cele două branduri, iar acest parfum Pearl Rar a rămas la brandul Panurge. Este o creație curcigean și prezintă cum altfel o floare de portocal. O floare de portocal cu iasomie, cu un pic de ylang ylang și cu pară. Parfumul fiind creat în stilul Isabey, adică un floral foarte, foarte cremos, foarte bogat, intens, domnesc, superb, absolut superb. Vă recomand brandurile astea, Isabey, Panurge. Panurge cred că nu are prea multe creații, dar Isabey, tot ce are sunt parfumuri florale cremoase, cu multilan, cu santal și diverse variațiuni. Ori găsești un parfum cu iasomie, unul cu tuberoză, unul cu gardenie, unul cu... Ei, acesta este cu floarea de portocal dominantă. Împarte cumva terenul cu iasomie, dar totuși floarea de portocal răzbate, ar zice eu. Foarte bine cremuită cu acest ylang ylang și ușor, ușor, ușor îndulcită de o pară un pic zemoasă, dar parfumul rămâne cumva un floral foarte elegant, domnesc, dar nu bătrânesc, sub nicio formă. Foarte bine făcut, realizat, absolut superb. Și ar fi cazul să vorbim pe locul întâi și de Maison Francis Curcigean, care este casa de parfumuri care a luat ființă în 2009, în care singurul creator este, bineînțeles, acest nas, Francis Curcigean. Casa lui, eu am descoperit-o acum vreo 8 ani și chiar și parfumul despre care vă vorbeam, Baccarat Rouge, l-am cunoscut acum mulți ani, în anul apariției, n-a apărut acum, chiar dacă acum este foarte, foarte iubit, are câțiva ani bun de când a apărut, să fie 2014, 2015, nu știu exact, oricum în anul apariției eu l-am testat și mie nu mi-a plăcut parfumul ăsta, pentru că pe mine a dezvoltat așa o notă cumva de cabinet de dentist. Probabil șofranul acela, nu știu, împreună cu ambergriul, îmi creează mie așa o senzație de parfum ciudățel. Iar parfumul meu preferat de la această casă, de fapt parfumurile preferate sunt acelea care sunt pentru primăvara, acelea foarte luminoase, pudrate și preferatul preferatelor pentru mine este absolut Pour Le Matin de la ei. Este un citric pudrat, are lămâie, are violetă și iris, vă dați seama ce superbitate, dar dus la extrem de bine făcut, cu un siaj și cu persistență de invidiat pentru un gen de astfel de parfum, că știți că genul ăsta de parfumuri nu are un siaj așa pronunțat. E, ăsta e foarte durabil și foarte, foarte bine făcut. E superb, l-am avut ca decant, însă nu știu o sticlă când va fi cumpărată, are un preț destul de mare, însă cu toate astea este preferatul meu de la Maison Francis Curcigean. Mai îmi place și Aqua Universalis Forte și mai sunt câteva pe care încă n-am ajuns să le testez ca lumea și să-mi dau seama care e preferatul. Momentan, preferatul meu este acest absolut Pour Le Matin. Așadar, creatorul are mai multe parfumuri, dar ăsta este un top și reflectă preferințele mele personale. În funcție de ce am testat, poate n-am testat chiar tot, dar din ce am testat, asta mi-a rămas în suflet, în minte, în nas și unele mi-am uitat în colecție. Și pe acestea vi le recomand spre testare măcar, dacă nu chiar și spre achiziționare. Dacă aveți preferate de la Francis Curcigean, vă rog să le lăsați în comentarii, aștept să le citesc cu mare drag. Până data viitoare, când ne vom reîntâlni în alt clip, vă las și vă pup cu drag. Pa, pa!